Comuna Adunați, situată în județul Prahova, este alcătuită din satele Adunați, reședința Ocina de Jos și Ocina de Sus. Această așezare geografică se găsește în partea de nord-vest a județului Prahova, la limita dintre acesta și județul Dâmbovița, pe malurile râului Provița. Un moment important în istoria comunei a fost construirea unui conac de către soții Radu Novian și Severa State la sfârșitul secolului al XIX-lea. Aceasta a devenit o reședință de vară pentru ei și a contribuit la dezvoltarea localității. Soții Novian au făcut donații importante, asigurând stabilirea instituțiilor precum primăria, căminul cultural și biserica. Comuna Adunați mai are și marele noroc să fie una dintre localitățile care au găzduit persoane din linia regală a României. Teritoriul actual al României a fost locuit încă din Paleoliticul Superior, acum aproximativ 40.000 de ani. Epoca pietrei a adus descoperiri arheologice pe tot cuprinsul țării, iar cultura cucutene a reprezentat apogeul civilizației neolitice. Gata, fraților, ne pregătim cu tot echipamentul. Astăzi suntem într-o zonă superbă. Avem și un personaj cunoscut, Claudiu. Am venit și noi pe aici să scoatem vreo două comori, dar vedem ce găsim. Este o zonă superbă, vremea ține cu noi. O să mergem în direcția aceea, apoi ne rotim puțin și vedem ce găsim pe aici. Hai, pe cai! Mitologia românească este o comoară de basme, legende și povești care au fost transmise oral de-a lungul generațiilor. Acestea reflectă lupta dintre bine și rău, natura duală a lumii și înțelepciunea strămoșilor noștri. Obiectele ascunse în pământ au o aură de mister și aventură. Dacă ești pasionat de arheologie sau istorie, poți să îți creezi propria aventură. Ia o lopată și explorează zonele interesante din apropierea ta. Cine știe ce comori sau obiecte vechi poți descoperi? Comuna Adunați continuă să își dezvăluie trecutul și să își construiască viitorul într-un peisaj pitoresc și plin de tradiții. Zona este alcătuită din șiruri de dealuri cu înălțimi cuprinse între 600 și 900 de metri, despărțite prin două văi paralele, Provița și Prahova. Locuitorii din Adunați au fost implicați în luptele pentru eliberarea teritoriului de sub dominația otomană. Aceasta a fost o perioadă crucială în istoria României, când s-au purtat bătălii pentru obținerea independenței. În timpul celui de-al doilea război mondial, comuna Adunați a fost afectată de ocupația germană și de luptele dintre forțele aliate și cele ale Axei. Aici s-au desfășurat diverse acțiuni de rezistență și de eliberare. Aici, la urs. Acolo avem un bârloc. Îl sculăm pe Martinică? Frate, stai acolo. Stai acolo, că noi avem treabă. Da. Frumos. Băi, fraților, când pe Martinică îl doare măseaua sau are o inflamație, să știți că mănâncă le urdă cel mai bun antibiotic. Cel mai bun antibiotic, ia. Mortal. Carol este considerat de majoritatea istoricilor cel mai mare om de stat al României, căci regimul politic pe care l-a promovat
a asigurat dezvoltarea țării noastre pe o linie democratică și demararea unui amplu proces de modernizare a statului. Pe plan intern, Carol a cultivat un climat de ordine, disciplină și rigoare. A stăruit pentru modernizarea structurilor economice și a fost un arbitru al vieții politice. În timpul războiului pentru independență, Carol a avut cele mai importante merite în desfășurarea operațiunilor militare. Deși era de neam german, s-a identificat cu aspirațiile națiunii române și a reușit să mențină ordinea în stat și să cultive un climat de rigoare, absolut necesar într-un proces de modernizare. Acest lucru i-a adus un prestigiu incontestabil și un loc de onoare în istoria României. Mulți cetățeni ai acestei țări, situându-l în rândul celor mai mari români ai tuturor timpurilor. Carol a fost primul rege al României și a avut cea mai lungă domnie, 48 de ani. Militar de carieră, el era un om extrem de calculat și descris adesea ca fiind o persoană distanță și rece. Independența României de sub papucul Imperiului Otoman a fost câștigată în timpul domniei sale, iar contribuția sa la dezvoltarea țării este incontestabilă. România a avut monede de argint și aur. Monedele de aur, cum ar fi cele de 20 de lei, au fost bătute în număr limitat și au avut o semnificație specială. A fost emisă în contextul luptei pentru independență și a stârnit proteste diplomatice din partea Imperiului Otoman și a Austriei. Monedele au jucat un rol important în economia și viața de zi cu zi a oamenilor. În timpul Primului Război Mondial, moneda metalică a dispărut aproape complet din cauza inflației, iar bancnotele cu valori nominale mici, 1, 2 și 5 lei, au fost puse în circulație. Monedele din nichel au fost retrase din circulație și topite, metalul rezultat fiind folosit în industria de armament. Locul lor a fost luat de monedele din zinc. De asemenea, armata sovietică a emis proprii lei în țările ocupate, inclusiv în România. Haiducul, cu rucsacul său de aventură, își continuă drumul prin lumea sălbatică, în căutarea misterelor și a frumuseții, acolo unde natura își dezvăluie adevărul.